a fost un scop foarte larg de oameni. A fost tineri, a fost cuplu mai în vârstă, care a avut o mare istorie și poveste cu cultura din Cluj și în mod specific la Filarmonic. Pentru mine e ceva de foarte frumos, pentru că este încă accesibil pentru toată lumea și se vede. Am făcut niște concerte, am auzit cu fica mea și este un suflet inclusiv care este foarte, foarte interesant. Și public aici este așa de cultivat și are experiența cu muzica clasică, care nu este cazul întotdeauna, de exemplu, la Statele Unite. Și noi facem altă lucru și altă mod de face o conexiune cu publica care nu are muzica clasică în viața de toată ziua. Acolo e public mai tânăr sau mai...